Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Dosarul Zilei aici la TLM Botoșani. În această seară vom discuta despre niște persoane speciale, persoane care trăiesc alături de noi, persoane de care poate ar trebui să avem mai multă grijă, față de care să manifestăm mai multă empatie. Este vorba despre persoanele cu diferite deficiențe senzoriale. Fie sunt cei care nu văd, sunt cei care nu aud sau care nu pot să vorbească. Despre, eu știu, aceste deficiențe, despre felul cum putem să-i ajutăm pe acești oameni să beneficieze de toate lucrurile de care până la urmă avem parte toți, vom discuta cu actrița Lidia Uja și cu referentul cultural Carmen Moraru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Mulțumim pentru invitație! Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Haideți să încep cu dumneavoastră, pentru că a fost o zi cumva specială pentru persoanele cu deficiențe de vedere. A fost acea zi a bastonului alb, un moment, eu știu, de conștientizare a prezenței acestor persoane în societate, în viața de zi cu zi. Dacă ne puteți spune, eu știu, cum a fost, eu știu, sărbătorit această zi la Botoșani? În primul rând, aș putea spune că au fost două secvențe. O primă sărbătoare a fost organizată de consilierul județean Cristina Breșug și de vicepreședintele ANR Botoșani, Laura Dănilă. L-au invitat pe profesorul Viorel Micu de la Cluj, care a fost discipolul arhicunoscutului Vasile Adamescu, și unul și altul oameni cu totul și cu totul deosebiți. L-am mai întâlnit pe domnul Micu în vară, am mai făcut niște ateliere pentru copiii cu dizabilități în foișorul din Parcul Eminescu. A revenit acum într-o acțiune de reală anvergură, a adus o expoziție de ceramică cu lucrări de ale profesorului Vasile Adamescu și a făcut ateliere de lucru cu copii cu diverse dizabilități, nevăzători, autiști, sindrom Down. Au fost două zile extrem de pline, am văzut multe transmisii pe internet. S-a ieșit cu bastonul alb, dar întâi voi spune ceva și despre ce am făcut noi la filial. Am vrut să facem un lucru cât se poate de firesc. Am adunat în jur de 20 de nevăzători, am făcut o rezervare la un restaurant, am mers acolo, am plecat după aia în Pasa Gale spre filială. Au rămas, au stat la povești. De fapt, am spus și la prima întâlnire că orice ieșire de acest gen este importantă. Oamenii în casă, dacă stau singuri între patru pereți, doar cu cei pe care îi cunosc, riscă depresii, riscă... Chiar și cei fără deficiențe până la urmă. Sigur, dar cei cu deficiențe cu atât mai mult. Deci contează oriunde ar fi să te duci într-o zi într-o parte, într-o zi în alta. Important e să ieși din casă, ca și pentru noi de altfel. Uite, în seara asta am ieșit din casă că am fost invitate la televiziune. Exact, și ne-am întâlnit. Cum vezi tu, Lidia, de exemplu, aceste persoane inspiraționale în societate, precum domnul Adamescu, din păcate nu mai este printre noi, oameni care, deși au o deficiență, multiple deficiențe în cazul domnului... Da, domnul Adamescu avea chiar surdocecitate, pentru că avea și deficiență de văz, exact, și deficiență de auz, și a reușit să depășească aceste deficiențe și să devină profesor. Devină somități, adică, de-a dreptul, adică... Da, 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 e un exemplu pentru foarte mulți dintre noi. Păi, nu știu ce să zic, în primul rând... Parcă nu-ți mai vine să te plângi în fiecare seară. Mamă, ce obosită sunt! Că de obicei asta e. Dar nu mai am chef să mă duc, dar nu mai vreau să merg. Uite că vrei să mergi și chiar îți propui să faci mai multe lucruri decât te faci în mod obișnuit, pentru că te gândești la faptul că într-o zi lucrurile astea, uite așa, s-ar putea să dispară. Și știu că sună foarte cinic ce zic, sau foarte trist, sau habar n-am, fiecare poate să interpreteze diferit, dar lucrurile astea chiar se întâmplă. Adică știu câteva cazuri, chiar și în Asociația Nevăzătorilor, de persoane care au fost persoane care s-au născut cu toate abilitățile necesare și... Pe parcurs lucrurile s-au schimbat. Evident că au reușit să depășească, pentru că noi oamenii suntem ființe care ne adaptăm tuturor situațiilor în care suntem puși. Au reușit să depășească situațiile respective, dar pentru noi, oamenii tipici,
poate că e bine să ne luăm câteva exemple de felul ăsta. Deși mie, ca să fiu sincer, nu prea îmi place să mă gândesc la asta, că sunt oameni tipici, că sunt oameni cu dizabilități, că da, așa e, suntem diferiți. Dar și eu sunt diferită față de tine sau față de doamna Moraru. Suntem exact. Oameni diferiți. Și atunci trebuie să ne adaptăm și să găsim soluții, să conviețuim. Că până la urmă comunitatea de asta e faină. Că e făcută din oameni care au abilități diferite, care au gânduri diferite, drumuri diferite, talente diferite. Și apropo de Asociația Nevăzătorilor, știu că vă întâlniți destul de des să cântați împreună, să organizați da. De poezie. Am reținut ce v-ați spus, că nu ar trebui să vorbim de oameni tipici, atipici, dar ar trebui să îndepărtăm barierele. Exact. Să fie toți la fel, să nu-i tratăm în niciun fel diferit. Am mai făcut ceva de ziua bastonului alb. Am fost undeva în Parcul Tineretului. Avem un membru al asociației pe care îl cheamă Ghiță Butu, care are 85 de ani împliniți. Este un om atât de tonic, râde tot timpul, ne cântă la mulți ani de zilele noastre de naștere. Și am ieșit undeva lângă bloc, pe o băncuță, soare frumos, zeci de mașini treceau pe lângă noi, dar mi le-am asumat. Am zis, e chiar bine să fie acolo, în mediul natural. Am făcut un interviu de vreo 10 minute, l-am postat pe internet și au fost oameni care au spus exact același lucru. Nu-ți mai vine să te plângi când auzi cum reușește să trăiască un om care nu vede de atâta vreme, care a mers la serviciu 26 de ani cu bastonul alb. Deci am căutat în mod special un om care chiar mai folosește acest baston alb, care a cam dispărut. Vedeți puțin oameni pe stradă cu bastonul da, alb. Da, adevăr. Da, eventual am văzut nevăzători însoțiți. Exact. Da, dar nu independenți, cum ar veni. Cred că este mult mai periculos acum. Pe vremuri erau mai puține mașini, străbăteau câte jumătate de oraș, mergeau în șir indianul, unul după altul, deci doar nevăzători, fără niciun însoțitor. Imaginați-vă că acum nu s-ar mai putea întâmpla așa ceva. Nu sunt care se descurcă. Știu că îmi povestea Sebi Toma că a plecat la Cluj împotriva voinței părinților lui și a zis nu, eu plec la Cluj să fiu independent și a reușit să învețe să se descurce, să învețe orașul cu bastonul. Și mai este o tânără din Bordeaux. Claudia Țilea. Claudia Țilea, exact, care într-adevăr a terminat și masterul, parcă. Două masterate. Două facultăți, două mastere. Exact, da. Bă, adică și culmea s-a descurcat singură o perioadă în Cluj, știu că... A terminat și a doua facultate și acum stă în chirie în Cluj și n-a mai vrut să întoarcă în Botoșani. Deci independență la maxim, nu? Da, știu că spunea că ține minte, efectiv deja își mapase străzile la nivel instinctual. Nu știu cum reușesc, sincer. Păi, dar... știi că atunci când se închide o fereastră, când se închide o ușă, se deschide o fereastră? Da. Instinctele celelalte se ascuțesc un pic? E corect ce am zis? Nu știu dacă din punct de vedere gramatical o fi corect, dar mă rog, ideea e că merge, mai contează. Am zis-o, s-a dus. Da, clar. Și ei reușesc să se adapteze, dar repet iarăși, nu vreau să fie vorba despre asta. Pentru că noi putem să stăm la masa asta rotundă și să vorbim o săptămână despre cum se adaptează unii, cum se adaptează alții. Ideal ar fi să găsim soluții prin care să nu mai vorbim despre asta. Și fiecare să poată să facă ce vrea, când vrea. Da, să-i dăm exemple, să-i dăm exemplu pe oamenii ăștia care reușesc să se descurce singuri, să meargă la facultate. Dar asta și pentru copiii tipici e un exemplu foarte bun, pentru că sunt mulți copii care se pierd. Deși, cum zicea tata, eu mă duceam cu vaca și tu n-ai nimic de făcut, du-te la școală și trebuie să iei nu știu ce note, trebuie să înveți. Așa e și astăzi, știi, copiii tipici. Unii pur și simplu n-au chef. Claudia e un exemplu de așa da. Eusebiu Toma e un exemplu de așa da. Dar repet, nu pentru că sunt nevăzători, pentru că sunt niște oameni care au reușit, niște tineri care au reușit să-și însușească niște valori și să facă în așa fel încât să se vorbească de foarte bine despre ei și despre orașul Botoșan din care vin. Culmea, totuși mie mi se pare că au un merit cumva în plus, tocmai fiindcă ei au avut un start, să zicem, sigur, mai sigur altfel că da. Decât dificil, al sigur că da. Sigur. Da, mai dificil. Da. Eu, de exemplu, mi s-a întâmplat odată, am zis că mă gândeam exact după întâlnire la Asociația Nevăzătorilor, am închis ochii și am încercat să mă deplasez prin casă, doar simplu. Era cumplit, îmi pierdeam deja echilibru, orientarea, deja nu mai
Și nu puteam imagina cum fac ei lucrurile astea. Eu înțeleg ce spune Lidia, că ar trebui să țină de normalitate, să nu ne se pară că sunt niște lucruri deosebite. Oricum o să vorbim și despre asta, asta e clar. Să le includem în normalitatea zilelor noastre. Da. Mai e ceva, Clujul este un oraș prietenos cu persoanele cu dizabilități. Altfel se descurc acolo, altfel sunt priviți. Nu știu dacă un nevăzător aici traversează strada, nu dă unul peste el. Așa este, bă, în general, în zonele acestea civilizate. Da. Da. Întorcându-ne puțin ca să cumva vedem cum s-au încheiat aceste zile ale bastonului alb, ați spus că au fost două componente. Este acea componentă educativă foarte interesantă, într-adevăr, a fost domnul profesor de la Cluj, au fost multe activități. Și a fost acea întâlnire de care spuneți? Componenta de socializare, la care au venit mulți oameni în vârstă. Am zis, de când lucrez acolo la asociație, mi se pare foarte important să-i scot din casă. Cei mai tineri, cei de vârsta a doua, își găsesc altfel cadența, pe când vârstnicii pot să cadă mult mai ușor într-o găleată cu melancolie și să nu-i mai scoți de acolo. Cum sunt nevăzătorii de astăzi, generațiile noi de nevăzători? De obicei era tendința asta, știu că nevăzătorii în general obișnuiau să se retragă din societate, să, într-adevăr, se închidă între patru pereți. La fel și alte persoane cu alte tipuri de dizabilități. Cum sunt noile generații? Mi se par de-a dreptul rebele, am spune noi. Adică nu le mai pasă, merg cu trenul, încearcă să depășească orice barieră. Știți ce se întâmplă? Cei de care vorbesc eu, generația a doua, generația a treia, încă mai țin legăturile cu asociațiile de nevăzători. Au nevoie de ele. Cei mai tineri a intervenit tehnica, stau acasă, au voce sintetică pe calculator, ascult tot ce interesează și relaționează mult mai greu unii cu alții. Avem, de exemplu, la asociație o grupă de tineret. Ne gândeam, Doamne, o să răstoarne munții, o să întâlnească. Da, exact. Îndată se termina anul, nu s-au întâlnit deloc. N-au reușit să se întâlnească nici măcar în vacanță când vin cei care mai sunt studenți, care sunt plecați dintr-o parte în alta. Deci sunt ușor dezamăgită. Poate că sunt unii care au reușit în plan individual, dar nu se mai adună împreună. Nu vor, nu știu, cred că anul trecut au avut o întâlnire undeva prin parc, nu stă nimic. Din fericire mai vin de Crăciun, atunci își dau ei soară în țară unii altora, vin colind, mai pregătesc câte o urătură, măcar mai este o întâlnire în care îi vezi cum au mai crescut, cum au evoluat. Că altminteri vezi pe Facebook și cam puțin. Da, într-adevăr, aici îi dau dreptate Lidiei, într-adevăr. Este un trend al societății, indiferent de dizabilitate sau nu, pentru că, până la urmă, cum se întâmplă cu tinerii nevăzători, așa se întâmplă și cu tinerii cei simplu. Da, pentru că, la fel, rețelele sociale îi acaparează, totul se întâlnesc destul de rar, chiar dacă văd sau nu, adică. Bun, revenind la ideea asta de accesibilizare a orașului, a serviciilor, a tot ceea ce înseamnă viață publică pentru persoanele cu dizabilități, știu că urmează un proiect, eu știu, este pus la punct un proiect destul de interesant. E chiar pe, nu că ultima sută de metri, ultimii 10 metri aia pe care îi face toată lumea în sprint, acolo suntem și noi în momentul ăsta. Adică joi. Pentru că joi, da, de la ora 17 în sala cinematografului Unirea, pentru că e o sală în care persoanele cu deficiențe au acces un pic mai ușor, nu sunt atât de multe trepte, e spațiu un pic mai larg decât în casa tineretului, sala de împrumut a Teatrului Mihai Eminescu, va avea loc spectacolul Cerere în căsătorie, primul spectacol din zona Moldovei, accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de văz și auz. Și recunosc că sunt foarte mândră că se întâmplă asta, pentru că Teatrul Mihai Eminescu și-a dorit foarte tare, încă de vara, pe la începutul primăverii, așa, să facă un asemenea proiect. A depus proiectul în câteva granturi, pentru câteva granturi de finanțare, n-a reușit să le câștige, dar nu-i bai, că urmează și altele, sunt mai multe etape, sunt mai multe firme care au granturi din astea de finanțare și o să găsim și oportunitatea asta și o să facem rost de banii respectiv pentru a accesibiliza spectacolele cu adevărat pentru persoanele cu deficiențe de văz și auz. De ce zic cu adevărat? Spectacolul de joi e un spectacol, să zicem, eveniment. E un spectacol care se adresează în primul rând
persoanelor cu deficiențe de văz și auz. Dar nu doar, nu exclusiv. Nu exclusiv. Asta este foarte interesant. Nu exclusiv. Și o să, da, dar o persoană tipică ar putea fi deranjată de vocea mea, de exemplu, la un moment dat, pentru că eu voi face descrierea narrativă a spectacolului. Eu îmi doresc foarte tare ca spectacolele teatrului să fie accesibile oricând, oricărei persoane cu deficiențe de văz și sau auz. Că împreună se întâmplă mai rar. Pentru că îmi doresc extraordinar de tare ca, ca Teatrul Mihai Eminescu să aibă căști, să aibă spectacolele accesibilizate și persoana cu deficiență de văz, de exemplu, să audă descrierea narrativă în căști. Descrierea narrativă să fie înregistrată în prealabil pentru toate spectacolele teatrului. Și atunci să nu mai conteze, să nu mai organizăm un mega eveniment să vină persoanele cu deficiențe la teatru. Nu! Omul când vrea să iasă din casă, povestea doamna Moraru foarte frumos despre cât e de importantă socializarea, despre cât e de important ca oamenii aceștia, ca noi toți de altfel, să ieșim din casă, să ne întâlnim cu prietenii noștri, să poată veni la teatru și doar să spună la intrare, am nevoie de căști sau eu am o deficiență de văz. Și atât. Este ghidat către locurile special pregătite sau îi se dă dispozitivul, dacă reușim să facem cu căști wireless, ni se dau căștile, le primește la intrare și se poate așeza oriunde în sală să beneficieze de un spectacol al teatrului în sala de spectacole a teatrului. Noi asta ne dorim. Deocamdată nu putem face asta și nu se poate pentru toate spectacolele teatrului, pentru că, de exemplu, proiectul pe care l-a depus Teatrul Mihai Eminescu avea nevoie de o finanțare de undeva în jur de 125.000 de lei. E o sumă destul de mare. Accesibilizam 10 spectacole ale teatrului pentru 10 persoane cu deficiențe de văz. Pentru că la deficiențele de auz e un pic mai simplu. Înregistrăm pe cineva video cu limbajul semnelor. Prima dată eu mă gândeam că putem să facem supratitrare, dar nu e bine. Domnul Hliban, care ne ajută și dumnealui în cadrul acestui proiect pe care îl vom desfășura joi, mi-a explicat că în limba română sunt doar 20% dintre cuvintele limbii române au traducere în limbajul mimico-gestual. Și atunci, care este universal, printre altele, da. Nu, nu este universal. Limbajul mimico-gestual este limbajul pentru România, de exemplu. Aha. Și este și internațional, dar sunt semnele un pic diferite. Iarăși, nu există semne greșite. Persoanele hipoacuzice se înțeleg cu siguranță oriunde s-ar întâlni. Da. Dar sunt câteva particularități culturale, particularități de zonă, că până la urmă, dacă te duci în Ardeal și spui ogheal, s-ar putea să nu te înțeleagă nimeni și vorbești tot limba română. Clar. Așa e și, mă rog, cam așa, am exagerat un pic, dar cam așa e și cu limbajul semnelor. Oamenii se pot înțelege. Și noi vom găsi soluții și vom găsi cu siguranță și finanțare la Teatrul Mihai Eminescu să devenim primul teatru din zona Moldovei, cel puțin. Oricum, în general, în țară nu există accesibilizare. Există la nivel internațional, se vorbește despre incluziunea persoanelor cu deficiențe, există un design universal pentru incluziune, celebru DUI pentru cei care citesc texte de specialitate. Dar noi avem în general, la nivel național, o problemă de accesibilizare. Așa este. Deci, iar când e vorba despre accesibilizare și incluziune școlară, iartă-mă că te întrerup, s-au mai făcut câțiva pași. Adică sunt persoane cu deficiențe de văz care învață în școli de masă. Și nu toate persoanele cu deficiențe de văz sau toate persoanele cu deficiențe de auz merg în școlile speciale, de la Târgu Frumos, de la Buzău, nu știu, pentru deficiențe de auz, cred că e pe undeva pe la Vicov, un liceu. Nu toți merg acolo. Merg și în școlile de masă. Repet, pentru incluziunea școlară s-au făcut câțiva pași, dar pentru incluziunea culturală suntem foarte în urmă. În România, de exemplu, există la Timișoara Teatru Basca. E un teatru particular axat pe scriere de proiecte, că așa reușește să găsească. Da. Și cred că pur și simplu a fost o nișă care li s-a deschis. Au primit și premiul UNITE pentru asta din partea British Council în 2021, cred, dacă nu mă înșel, pentru că au făcut primul ghid de accesibilizarea spectacolelor de teatru. Și ei au acolo spectacole și cu persoane hipoacuzice și pentru persoane, adică și cu, în sensul că sunt tineri care învață și urcă pe scenă și învață să danseze și învață să joace teatru alături de copiii tipici, de tinerii tipici sau de actori profesioniști. Noi în zona Moldovei n-avem asta. S-a întâmplat la Iași în 2022 să fie invitat în cadrul festivalului pentru publicul tânăr, spectacolul Deschide ochi, închide ochii și ai să vezi mai bine, un spectacol accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de văz. E spectacolul de licență a unei tipe care a terminat la București, cred, anul trecut sau cu 2 ani. E un spectacol și de păpuși care se adresează tinerilor cu deficiențe de văz.
Anul ăsta a fost un alt spectacol adus de la Teatru Gong, o colaborare Teatru Gong Sibiu cu Centrul Replica din București. Da. Tac. Te întrerup puțin, pentru că intrăm într-o scurtă pauză publicitară. Păstrați-vă ideile, că revenim imediat. Doamnă și... Clinica Medicală Sfântul Nicolae, șoseaua Iașului numărul 85, cu o capacitate de 50 de locuri, oferă o gamă completă de servicii de asistență medicală și îngrijire. Camerele sunt dotate cu paturi avizate de Ministerul Sănătății, au fiecare televizoare și băi cu duș. Clinica oferă servicii medicale pe specializările cardiologie, reumatologie, laborator analize, ortopedie, kinetoterapie, neurologie, recuperare medicală, nutriție și recuperare, spitalizare continuă, îngrijiri paliative. O lume de poveste în care încape toată imaginația copilului tău. Activități tip creșă, grădiniță și after school. În perioada 13 iunie-2 septembrie desfășurăm programul Școala de Vară pentru copiii între 1 și 10 ani cu activități specifice vârstei. Programul este de luni până vineri între orele 8-17. Se asigură 3 mese pe zi. Grădinița este situată în spatele protopopiatului. Vă așteptăm în spațiul de joacă situat în uvertura Mall, etajul 3, începând cu ora 10 până la ora 21. Relații la telefon 0744 70887. Cu dragoste, în joacă, Mișa Kids, pentru că ne pasă. Încălțăminte și haine de firmă ieftine de la magazinul Avantaj, cele mai populare branduri de haine second și outlet, la prețuri mici și de calitate superioară. Bluze, geci, cămăși, rochii, fuste, tricouri, sacouri, încălțăminte. De toate pentru toți și pentru toate gusturile. În fiecare sâmbătă aprovizionăm magazinul cu marfă ieftină și de calitate. Avantaj. Ne găsiți pe strada Primăverii numărul 24, lângă parcul Curcubeului. Toamna asta creează-ți propriul stil cu Avantaj Second Hand Botoșani. Haine de calitate pentru sezonul toamnă-iarnă la prețuri bune. Vă așteptăm! Centrul Medical Econet vă oferă servicii medicale și de laborator adaptate nevoilor dumneavoastră în orașele Botoșan și Dorohoi. Laboratorul nostru efectuează peste 130 de analize medicale, utilizând tehnologie de înaltă precizie. În cabinetele de specialitate, dotate ultramodern, se asigură consultații de către medicii specialiști din Botoșan și Iași. Econet, dedicați sănătății tale! Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Bina Albina și doresc să vă anunț că de pe 1 decembrie, farmacia Anca 4 de pe strada Primăverii numărul 11 se mută într-o nouă locație, strada Independenței numărul 4, lângă Lidl. Aici veți găsi o mega farmacie cu consiliere profesională, promoții speciale și sute de produse pentru cei mici și cei mari. La noi găsiți personal prietenos și bine pregătit. Sănătatea ta este scumpă. Prevenția salvează vieți. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Doamnelor și domnilor, ne-am întors în platou alături de Lidia Uja și Carmen Moraru. Vorbeam despre un proiect unic în Moldova pe care ne așteptăm cumva să devină o tradiție și să se bucure de toate beneficiile astea ale tehnologiei, să zicem. Să devină ceva așa... firesc, normal. Exact. Care să fie pentru persoanele cu deficiențe în fiecare săptămână, în fiecare zi când e un spectacol la teatru, să poată veni absolut oricine. Și spuneam înainte de pauza de publicitate că în zona Moldovei doar la Iași s-a mai întâmplat să fie spectacole accesibilizate. Anul trecut, în cadrul festivalului pentru publicul tânăr, Închide ochii și ai să vezi mai bine. Anul acesta, tot în cadrul festivalului pentru publicul tânăr, o colaborare între Teatrul Gong din Sibiu și Centrul Replica din București. Centrul Replica e deja renumit pentru spectacolele pe care le face cu temă din asta foarte clară, care privește comunitatea. A făcut spectacol Toată liniștea din lume, spectacol despre familiile în care se nasc copii cu autism. A făcut Human Bodies Images despre bullying. Multe alte spectacole. Zic de astea două că sunt două dintre spectacolele care m-au impresionat pe mine foarte tare în ultima vreme. Dar revenind la spectacolele accesibilizate, nu sunt, în zona Moldovei nu sunt. La Timișoara e Teatru Pasca, la Constanța Ervin Shimshenzon, iartă-mă, a reușit să facă la fel un spectacol pe care l-a accesibilizat persoanelor cu deficiențe de auz, aducând un interpret și promițând că va face asta în fiecare lună. Se întâmpla prin primăvară, dar cam atât. Adică și toate lucrurile sunt tratate așa de wow, uite ce șmecherie facem noi, am reușit să punem, să aducem un interpret în limbajul mimico-gestual, am reușit. Nu ar trebui să fie așa. Normal că ne bucurăm foarte tare, pentru că în parteneriat cu Teatrul Mihai Eminescu sunt Liceul Special Moldova, care va veni cu un microbus de copii la spectacol. Este asociația... De la Târgu Frumos. Ca să... De la Târgu Frumos, așa, da. Ca să... Că mai sunt la Cluj, am inglese și la... Da, nu. Liceul Special Moldova de la Târgu Frumos. Asociația Surzilor din România, filiala Botoșani, prin reprezentantul său, domnul director Daniel Șliban, care va fi și interpretul în limbajul mimico-gestual în timpul spectacolului, iarăși va face domnul Șliban un tur de forță, pentru că cei care cunosc un pic zona asta știu că în maximum 20 de minute ar trebui să-ți termin treaba ca interpret în limbaj mimico-gestual, pentru că obosești foarte tare. Să faci și semnele, să primești informația și să dai informația înapoi este foarte complicat. Și teoretic, treaba unui interpret în limbajul mimico-gestual ar trebui să dureze 20 de minute, pauză, încă 20 de minute. Domnul Șliban va traduce timp de 50 de minute tot spectacolul, pentru că va fi singurul care va face asta pentru persoanele cu deficiențe de auz. Și mulțumesc din suflet că a acceptat să facă asta pentru noi și pentru cei din comunitatea surzilor din Botoșani. Și ultimul partener, Asociația Nevăzătorilor din Botoșani, care sper că va fi prezentă cu foarte mulți membri la spectacol. O să ne dăm silința să fie cât mai mulți, dar am câteva întrebări. Ați spus că suntem deja pe ultimii 10 metri, 100 de metri deja e cam consumată. Oamenii pun întrebări. Una, va fi gratuit? Da. Întotdeauna persoanele cu deficiențe de și prin lege. Fel, da, există legea 448/2006 care la punctul F sau nu știu care spune că persoanele au acces la cultură.
au toate instituțiile de cultură, indiferent că este teatru, filarmonică, muzeu sau... Da, dar este un spectacol special, deci absolut gratuit. Asta e una la mână. Și joi, iertați-mă, joi vor avea accesul gratuit toți cei care vor să vină să vadă spectacolul ăsta. Nevăzătorii, surdomuții vor avea locuri puțin mai în față? Sigur că da, vor avea locuri unde vor ei să se așeze în sală. Ideal dacă ajung mai repede, o să găsească locuri mai bune, nu? Sigur că da. Ideal ar fi ca cei care au resturi de vedere și persoanele cu deficiențe de auz să stea un pic mai în față, persoanele cu deficiențe de auz pentru a-l putea vedea pe domnul Hriban foarte bine și să înțeleagă foarte bine semnele, persoanele care au un rest de vedere pentru a putea beneficia și de imaginile de pe scenă cât se poate, iar ceilalți se pot așeza oriunde în sală pentru că vor auzi descrierea narrativă indiferent unde vor sta. Sunt curios puțin. Descrierea narrativă, ce înseamnă? Practic sunt descrise acțiunile. Este descris decorul, sunt descrise costumele pe care le poartă actorii, sunt descrise toate lucrurile care influențează spectacolul, dar care nu se aud. De exemplu, la un moment dat în spectacol, Stepan, unul dintre personajele principale, hai că nu vreau să dau spoiler, vorbește cu... Sunt trei personaje, toate sunt principale, dacă e să luăm așa. Da, corect. Acolo, da. Deci unul dintre personaje arată că, îl întreabă pe un altul, de ce te-ai îmbrăcat așa, pleci undeva, și arată către Dumnezeu, în sensul că... Se gândește că faci o glumă proastă, că te pregătești să mori. Da. Ei, asta vor auzi persoanele cu deficiențe de văz, pentru că ceilalți vor râde că e haios unde pleci, că nu poți să pleci singur către Dumnezeu, și atunci asta vor auzi. Genul ăsta de... Am înțeles. Dar tehnic vorbind, când vor vorbi actorii, nu veți vorbi, nu? Veți vorbi între dialogurile lor? Teoretic așa ar trebui, da. Dacă practic. Am fi avut, da, practic s-ar putea să mai fie, pentru că e prima oară când mi se întâmplă și mie și actorilor. De-aia este nevoie de acele căști și ca exact. Să... Da, și lipsa căștilor auzi. S-ar putea să fie mai complicat. S-ar putea să fie un pic mai complicat. De asta mie mi-a plăcut să avem cu toții răbdare, inclusiv noi, inclusiv persoanele invitate la spectacol. E prima oară când facem asta toți. Ați avut în vedere ca între dialogurile actorilor sigur să fie da. O mică pauză în care să apucați să sigur descrieți da. Ce se întâmplă? Adică mai mare decât ar fi fost de obicei. În altă ordine de idei, eu nu voi face, sau mă rog, Teatrul Mihai Eminescu nu pregătește această descriere narrativă așa cum se întâmplă în cazul filmelor. Pentru că în cazul filmelor, nimeni nu e deranjat. Dacă ar fi fost căști, lucrurile ar fi stat diferit. Dar noi vorbim despre spectacolul care se va întâmpla joi în sala cinematografului Unirea de la ora 17. Fără căști. Și acest spectacol exact va fi fără căști și atunci descrierea narrativă va fi una minimum necesară. Voi încerca să explic poante, toate lucrurile care sunt necesare, dar fără să fac asta cum se întâmplă la film. La film, de exemplu, răsare soarele, coboară scara. Da, sunt o grămadă de lucruri explicate. Aici nu vor fi chiar toate lucrurile explicate. Ne bazăm și pe faptul că e la teatru și se întâmplă totul pe scenă, sunt și lucruri care se aud, curge apa, se aude că clar. E deschis un robinet și curge apă. Eu voi spune că se spală unul dintre personaje, dar se și aude asta, că se aude apa care curge în lighean. Și atunci ne folosim de celelalte abilități pe care le avem să înțelegem spectacolul. Oricum, la final mi-ar plăcea să fie un feedback și să discutăm despre lucrurile care s-au întâmplat sau la o zi, două, după, când ne liniștim, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău și ce putem îmbunătăți pentru ca la următoarele spectacole să fie și mai bine. Da, dacă tot suntem la întrebări legate de spectacolul, așa, vă rog. Spectacolul ăsta, eu știu, ce sumă ar fi nevoie pentru, sau este vorba de, cum ai spus, de un calup de spectacole incluse în proiect, nu este doar de un spectacol. Proiectul pe care Teatrul Mihai Eminescu l-a depus include 10 spectacole, cele mai jucate 10 spectacole ale teatrului pentru a fi accesibilizate. Pot fi și mai multe, pot fi și mai puține, importantă este finanțarea. Pentru 10 spectacole, pentru 10 persoane cu deficiențe de văz, proiectul a avut o sumă totală de 125.000 de lei. Da. Pentru la spectacolul nu care foarte se mare, acum, dacă să luăm, dacă să ne gândim la ce sume se cheltuie România, da, așa e. Inclusiv pe parcuri prin Mlaștini și săl de sport prin mijlocul câmpului, adică dacă discuția e așa, pentru o șansă la cultură pentru niște oameni care chiar au nevoie de asta. Zic că nu e o sumă mare.
Depinde cine ar trebui să ofere. Pentru Teatru Mihai Eminescu este o sumă destul de mare. Dar spectacolul din care buget, se întâmplă da, joi, da. Să fie plătită din buget, da. Spectacolul care se întâmplă joi este un spectacol pe care l-am făcut cu finanțare zero. Inclusiv eram dispusă să vin de acasă cu un mixer dacă nu s-ar fi găsit pentru a avea o... Domnul Hlivan a zis, dar vă aduc eu o boxă ca să putem face un pic diferențierea și sunetul să se audă din două zone diferite. Adică vocea... Ambiental cumva. Da, să zicem. Da. Vocea actorilor să vină de pe scenă și toată lumea să existe această zi. Doamne, am un lapsus teribil. Bă, în fine. Așa, vocea actorilor să vină de pe scenă și vocea și descrierea narrativă să se audă dintr-o altă parte, ca persoanele cu deficiențe de văz să poată face diferențierea asta. Și atunci când, dacă se va întâmpla cumva ca vocea naratorului să se suprapună pe vocea dialogului, sunetul venind din... Să știe că e din altă parte și că e naratorul. Exact, și sunetele venind din zone diferite, ei vor face foarte ușor diferențierea aceasta. Bine, vocea naratorului se va auzi dintr-o boxă, actorii vorbesc de pe scenă, e un alt registru, alt nivel de sunet, o să fie ok, cred, sper. Demersul dumneavoastră a stârnit curiozitatea colegilor din teatru? Vin să vadă ce faceți acolo. Mulți au zis că or să vină. Vom vedea. Problema e că e repetiție joi seara la teatru, în sala mare, pentru că sâmbătă și duminică se reia Caragiale de vină și atunci foarte mulți colegi, un spectacol cu o distribuție foarte mare și foarte mulți colegi vor fi acolo. Deci dacă se întâmplă care... să nu vină o parte, Caragiale de vină. Exact. Deci nu are nicio... La propriu. Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Moraru, Cum au primit nevăzătorii acest proiect? Ce ar însemna pentru ei de altfel? Este foarte multă curiozitate. Oamenii deja încep să se mobilizeze, spun dacă sunt oameni care au gândit așa ceva pentru noi, atunci e firesc să fim acolo în sală. Deci contez pe faptul că vor veni, fiindcă vor să realizeze Ce înseamnă un astfel de spectacol. Cu filmele cu autodescripție sunt deja obișnuiți, au fost caravane ale Fundației Cartea Călătoare, inclusiv la noi la Botoșani, au fost botoșeneni care au fost la un festival la București. Precum a spus și Lidia, e altceva, nu e același lucru cu piesa. Vor să vadă ce înseamnă o piesă cu descripție audio. Mai e ceva, nevăzătorii sunt mari consumatori de teatru audio. Deci noi avem o fonotecă amplă la filială, nici măcar nu știu de unde. Acel teatru radiofonic cum era într-o... Deci da. Exact, sunt piesele de teatru de la Radiodifuziunea Română, cu mari actori, cu muzică, cu tot ce trebuie. Cred că avem mii de piese și când înregistrez CD-uri pentru acasă sau stick-uri mai nou, teatrele sunt preferatele nevăzătorilor. Sunt și site-uri de unde descarcă teatru. Și există comoditatea asta, stau acasă în fotoliu, ca și noi când stăm la televizor și ascult o piesă de teatru. Dar dacă vii la cinema, sau mă rog, când va fi să revenim la teatru, care văd că începe să prindă contur... Ideal ca spațiu, de altfel, ca intrare principală... Exact, accesul va fi larg, mai ușor. Altceva, da. E altceva, te îmbraci elegant, vii cu, eu știu, cu soția, cu prietena, e un eveniment. Ne venim la acea socializare. Exact, la acea viață. Pe când statul în casă asculți pur și simplu o piesă, tot neaghiță prietenul meu de 15 ani de când sunt acolo, el ascultă foarte des piese de teatru, cărți, dar mai face și altceva, mai vorbește și la telefon, revine la piesa de teatru. S-ar putea să nu fii singur, s-ar putea să fie și alții care... Mai ascult, alții mi-au spus că de la piesele astea audio, așa de bine adorm. Deci evident că nu se poate să adorm în scaun la teatru, că da. Nu-i politicos. Apropo de Fundația Cartea Călătoare, e un proiect pe care această fundație l-a câștigat, exact la grantul de finanțare căruia i s-a adresat și Teatrul Mihai Eminescu. Ei au fost fundație, probabil. Cred că asta a fost diferența, că instituțiile de cultură care au un ordonator de credite, au un... Se spune că au deja bani. Da, sau așa. Sau... Nu există, eu știu, altă sursă de finanțare. Mai sigur că există.
Sigur că există. Sunt o grămadă de surse de finanțare. Autoritățile locale, județene. Excluzând autoritățile locale și județene, sunt o grămadă de surse de finanțare. Granturi europene, granturi de la tot felul de organizații, de la organizații, firme care se ocupă de telefonie, firme care ne dau mâncare, firme care ne dau benzină, motorină, combustibil în general. O grămadă de astfel de instituții au și fundații sau asociații care oferă granturi de finanțare. Nu știu dacă asta se va mai întâmpla după ce va intra în vigoare noua lege sau ordonanță de urgență sau ce-o fi asta, care prevede ca aceste firme să plătească nu știu cât la sută din impozit, din profit. Da. Până când va intra în vigoare această lege, există aceste granturi de finanțare, repet, foarte multe, și speciale pentru cultură. Sunt convinsă că vom reuși să facem ca spectacolele Teatrului Mihai Eminescu să fie accesibile persoanelor cu deficiențe de văd și auz. Și pentru cei care se întreabă, că nu m-ai întrebat asta, dar zic eu... pentru cei care se întreabă de ce vorbesc eu despre proiectele Teatrului Mihai Eminescu din zona asta, e pentru că am reușit să fac un masterat care m-a dus în zona asta. Masteratul se numește Diagnoză și intervenție pentru persoanele cu cerințe speciale și așa am reușit să o cunosc. Bine, eu prin prisma emisiunii pe care am avut-o la TV o știam pe doamna Moraru, știam pe nevăzătorii din asociație, dar cu ocazia acestui masterat am reușit să merg și la școala specială, am reușit să învăț într-un fel asociat cu teatru și limbajul semnelor, mă rog, câteva cuvinte din limbajul semnelor. Și atunci ăsta e motivul pentru care sunt eu aici și nu sunt colegii mei oricare dintre ei. Da, apropo de limbajul semnelor, știu că ai jucat într-un spectacol. Acolo a fost care o conjunctură, da, pur și simplu a fost o conjunctură. Cum a fost? Da, cum a fost fără să poți vorbi? Deci nu aveai voie să vorbești. Nu aveam voie să vorbesc, da. Până la un anumit punct, după monologul meu, n-am avut voie să vorbesc. A fost pur și simplu o conjunctură. După prima lectură, nu știu cum am zis eu regizorului, bine, și eu ce o să fac? Și el zice, păi tu o să vorbești în limbajul semnelor. Și eu a doua zi, știind că știu, terminasem un curs despre surdocecitate și știam acolo pe cineva, am sunat-o pe doamna, mi-a zis sigur că te învăț și am început să învăț. După aceea, eu am impresia, nu l-am întrebat niciodată pe Andrei Măjer, în Eroine se întâmplă asta, nu l-am întrebat niciodată, doar am impresia că el a rămas mirat, că eu deja de a doua zi am început să caut surse de inspirație pentru a-mi face rolul, pentru că știam cât de greu e. Și na, l-am pus în fața faptului împlinit. Nebuna a doua zi a reușit să caute și să facă demersuri în zona asta și n-a mai schimbat nimic, a rămas așa. Nici nu cred că și-a dorit, nu știu, te-am zis, nu l-am întrebat niciodată. Pur și simplu, el a zis, el neștiind că eu fac, sau cred că nu știa că fac masteratul ăsta, nu știu, habar n-am. A fost o întâmplare fericită pentru mine. Da, ăsta este un proiect și este un exemplu, într-adevăr, de încercare de a face societatea cumva mai prietenoasă pentru cei cu deficiențe de orice fel. Doamna Moraru, vreau să vă întreb, cum este, cât de prietenos este Botoșanul, de altfel, în plenitudinea sa pentru persoanele cu deficiențe senzoriale? Și aici ne referim în special la nevăzători. Cred că nu este prea prietenos. Deci am văzut niște semafoare care semnalizează sonor, care au câteva secunde pentru a traversa strada. Traversez eu cu dificultate strada, nu știu cum ar traversa nevăzătorii. Au niște marcaje tactile înainte de a intra pe stradă. Nici n-am mai remarcat, erau într-o vreme niște bombe, așa, niște sfere care blocau circulația, alea erau perfecte pentru sucit gâtul și rup picioarele. Pentru cei cu deficiențe de vedere, am impresia că au fost scoase, că nu le-am mai văzut. Poate că da, ele puteau fi ratate gâtul. Și cu bastonul alb. Ele puteau, dacă depășa acea sferă, într-adevăr, era grav. Nu știu, dar nu cred că mai sunt. Cred că nu mai sunt, că nu mi-aduc aminte să le fi văzut pe undeva. Nu știu... Norocul persoanelor cu deficiențe de vedere e că nu prea merg singure. Deci cei care merg singuri sunt din ce în ce mai puțini. Avem un domn care stă mai mult pe lângă Biserica Popăuț, care merge cu foarte mare siguranță cu bastonul alb. S-a întâmplat să îl urmăresc prin oraș, cum să zic, și drept așa, cu ținută și bastonul cumva înainte, adică foarte mândru de el. Și cred că am mai zis odată într-o emisiune de televiziune, mergea în centru vechi și sfântâna aia rotundă de pe mijloc.
și plecase de la noi, de la filială, sunt vreo 50 de metri și mergea el cu pas hotărât, s-a oprit la jumătate de metru înainte de fântână. Am zis, nu știu, simte ceva, nu știu unde. Când mă gândeam, acum dăm fântână. Uh-huh. Nu, s-a oprit, a virat la dreapta și a mers mai departe. Dar cei care au o astfel de siguranță sunt din ce în ce mai puțini. Neaghiță, cel de 85 de ani, până cu 3-4 ani venea cu bastonul la filială. Până când, într-o bună zi, venea, făcea el ce avea de făcut și pleca cu bastonul. S-a rătăcit. Deci trebuia să o ia printre blocuri și i-am zis de atunci, gata, pauză, bastonul alb, las că te aduce cineva cu mașina, ia un taxi, nu mai umbla. Am zis, te plătești careva de bun când treci strada și, Doamne ferește, nu să știi ce se întâmplă. Bine, tinerii la școală au cursul ăsta de orientare și mobilitate. Pentru a folosi bastonul alb, țin minte că l-auzeam povestind pe Alex Benghia, cred că nu-i pocesc numele, sper din suflet să nu-i pocesc numele, Benghia. E alpinist și nevăzător și povestea că la Târgu Frumos profesoara de orientare și mobilitate îl certa de fiecare dată că uita de o cutie de gaz și cum ieșeau ei să se plimbe, dădea cu capul în cutia aia de gaz de fiecare dată. Ei au aceste ore și în Târgu Frumos sau la Buzău sau în Cluj, unde învață, ei reușesc să se orienteze foarte ușor. Venind acasă, lucrurile se schimbă un pic. Plus că de cele mai multe ori părinții copiilor cu deficiențe sunt foarte protectori și atunci le e foarte greu tinerilor să se descurce singuri, deși ei își doresc foarte tare să fie independenți, uneori le este foarte greu. Și cum spunea doamna Moraru încă de la începutul întâlnirii noastre, socializarea uneori lipsește cu desăvârșire și ei nu mai reușesc să găsească momente în care să se întâlnească. Să se întâlnească, să iasă la un suc, să povestească, să... habar n-am, dezbată nu știu ce situație, să meargă la teatru. Rare ori se întâmplă asta. Și apoi să iasă împreună în oraș. Sau rare ori se întâmplă asta și din cauza asta e mai complicat. Mai bine mă lovesc, mi se întâmplă nu știu ce, stau cu mama, stau cu tata, cu mătușă sau cu însăsitorul. Vreau să vă spun aici în Botoșani, Claudia Țilea și frățiorul ei, Andrei, întotdeauna i-am văzut însoțiți de mamă. Da. Deci unul de o parte și unul de cealaltă. Pe când la Cluj merge cu bastonul, merge cu taxiul, merge singură. De da, ce a căpătat curaj acolo? Aici a avut tot timpul pe mama la dispoziție. Acolo nu-i. Deci a trebuit să descurce. Părinții cu siguranță sunt mult mai protectivi. Gândiți-vă, totdeauna se gândește că ar putea să pățească ceva rău. Adică mereu cred că trăiește cu acest gând, mai ales că... E datoria noastră, iartă-mă că te întrerup, dar e datoria noastră a tuturor, a comunității în general, să facem în așa fel încât lucrurile să se schimbe și să-și permită să poată să iasă fără frică acolo unde au nevoie, să-și cumpere o pâine, să meargă la teatru, să meargă oriunde vor, fără să fie nevoie să fie însoțiți de cineva. Și când zic e datoria noastră, chiar și a noastră, oamenii obișnuiți, nu trebuie să mergi să îl întrebi pe nevăzător de câte ori îl vezi pe stradă, ai nevoie de ceva. Nu trebuie să faci asta. Dar sunt situații în care este evident depinde... că ai o problemă. Exact. Fie că s-a rătăcit, fie că riscă să se izbească de ceva, fie că, nu știu, are nevoie de o indicație sau de ajutor. Și putem să ne uităm în jurul nostru și să ne dăm și singuri seama că sunt lucruri care pot fi schimbate. Și dacă stă în puterea noastră să scriem un proiect, să vorbim pe nu știu unde, să venim la televizor și să dezbatem problema asta, eu cred că ar trebui să o facem. Pentru că e datoria noastră a tuturor să avem o comunitate în care cu toții să ne simțim protejați, cu toții să ne simțim, să avem încredere, să ne desfășurăm viața fix așa cum ne dorim, fără să-i deranjăm pe ceilalți, incluzându-i pe toți în această comunitate și făcând lucrurile firești și normale, că ne e dat, noi avem senzația că e pentru noi teatru, că e pentru noi mersul la filarmonică, e pentru toți, e pentru toată lumea. Și ar trebui să simtă toți că e, cum să zic, e ca un dat, e o treabă obișnuită, e un lucru pe care îl fac sâmbătă seara dacă vreau. Da, noi asta ne străduim. Adică Teatrul Mihai Eminescu se străduiește să facă asta și ne-ar plăcea foarte tare ca spectacolul ăsta de joi de pe 19 octombrie să fie doar primul. Și chiar dacă vor mai fi stângăcii, chiar dacă poate că lucrurile nu or să meargă perfect, mi-ar plăcea foarte tare să avem parte de un feedback din partea tuturor celor prezenți, să găsim soluții pentru ca lucrurile să se mai întâmple și altă dată.
Da, intrăm în ultima pauză publicitară pentru ultima parte a emisiunii. Doamnelor și domnilor, ne revedem curând. Nou deschis în Botoșani, vă invităm să ne vizitați și să achiziționați produse de calitate la prețuri avantajoase. Magazinele Dacu promovează produsele locale și regionale, precum legume, fructe, produse lactate din Botoșani, preparată din carne de la producători din județul Suceava, ouă de la fermele de păsări din județul Botoșani, paste produse la Bucecea, vinuri produse în Iași. Vă așteptăm să ne vizitați și pagina de Facebook Dacu Magazin Românesc. Ne găsiți pe bulevard în complex și vis-a-vis de benzinăria MOL Gara. S-a deschis un nou magazin Dacu, al treilea în orașul Botoșani, pe Aleea Curcubeului. Pentru dumneavoastră am deschis Dacu Depozit Angro Românesc, cantități mari la un preț foarte bun, vis-a-vis de Spitalul de Recuperare, lângă Rolanatex. Dar Events, locul potrivit pentru evenimentul tău. Restaurant de nunți cu o capacitate de 250 de persoane, situat în Zăicești, pe drumul național, la ieșirea spre Iași, pe partea dreaptă. Cu ajutorul profesioniștilor noștri vă ajutăm să aveți parte de o experiență deosebită, atât vizual cât și culinar. Nunți, cine romantice, reuniuni de afaceri. Noi vă oferim o atmosferă caldă, prietenoasă. Un vin select va completa perfect meniul ales. Vă invităm să descoperiți Dar Events, restaurant în Barn. Telefon 0744-122-379. Clinica Medicală Sfântul Nicolae, șoseaua Iașului, numărul 85, cu o capacitate de 50 de locuri, oferă o gamă completă de servicii de asistență medicală și îngrijire. Camerele sunt dotate cu paturi avizate de Ministerul Sănătății, au fiecare televizoare și băi cu duș. Clinica oferă servicii medicale pe specializările cardiologie, reumatologie, laborator analize, ortopedie, kinetoterapie, neurologie, recuperare medicală, nutriție și recuperare, spitalizare continuă, îngrijiri paliative. Showroom-ul Castilio, feronerie și electrocasnice, din strada Pacea, numărul 41, Botoșani, electrocasnice încorporabile, plite, cuptoare, hote, chiuvete, pentru a utila un spațiu important al casei tale, vase de gătit, echipament de lucru, feronerie, pal și lemn, plus o mare diversitate de accesorii mobilier. Vă așteptăm! Nou, Centrul Medical Antares, excelență în diagnostic, s-a deschis la Botoșani pe cana națională vis-a-vis de bazar, fost centru comercial Carisma, servicii medicale de top cu aparatură ultra-performantă, departament de imagistică medicală cu radiologie digitală, computer tomograf, mamografie, rezonanță magnetică, osteodensitometrie DEXA, laborator complex de analize medicale, compartiment de biologie medicală, deține un ambulatoriu cu peste 20 de specializări medicale, programare online sau telefonică. Vă așteptăm! Începând cu luna iulie, puteți beneficia de investigații gratuite de radiologie și imagistică medicală cu bilet de trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie. O lume de poveste în care încape toată imaginația copilului tău.
Activități tip creșă, grădiniță și after school. În perioada 13 iunie-2 septembrie desfășurăm programul Școala de Vară pentru copiii între 1 și 10 ani cu activități specifice vârstei. Programul este de luni până vineri între orele 8-17. Se asigură 3 mese pe zi. Grădinița este situată în spatele protopopiatului. Vă așteptăm în spațiul de joacă situat în uvertura mall, etajul 3, începând cu ora 10 până la ora 21. Relații la telefon 0744 470 887. Cu dragoste, în joacă, Mișa Kids, pentru că ne pasă. Încălțăminte și haine de firmă ieftine de la magazinul Avantaj, cele mai populare branduri de haine second și outlet, la prețuri mici și de calitate superioară. Bluze, geci, cămăși, rochii, fuste, tricouri, sacouri, încălțăminte. De toate pentru toți și pentru toate gusturile. În fiecare sâmbătă aprovizionăm magazinul cu marfă ieftină și de calitate. Avantaj. Ne găsiți pe strada Primăverii numărul 24, lângă parcul Curcubeului. Toamna asta creează-ți propriul stil cu Avantaj Second Hand Botoșani. Haine de calitate pentru sezonul toamnă-iarnă la prețuri bune. Vă așteptăm! Oriunde, oricum, oricând, produse lactate Five Continents Group Botoșani. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Bina Albina și doresc să vă anunț că de pe 1 decembrie, farmacia Anca 4 de pe strada Primăverii numărul 11 se mută într-o nouă locație, strada Independenței numărul 4, lângă Lidl. Aici veți găsi o mega farmacie cu consiliere profesională, promoții speciale și sute de produse pentru cei mici și cei mari. La noi găsiți personal prietenos și bine pregătit. Sănătatea ta este scumpă. Prevenția salvează vieți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de apă. Da, doamnelor și domnilor, a revenit pentru ultima parte a emisiunii cu Lidia Ușa și Carol Moraru. Rămăsesem evident la discuția noastră despre persoanele cu deficiențe senzoriale. Vorbeam în special despre hipoacuzici și nevăzători, despre cum poate fi lumea mai prietenoasă pentru ei, despre felul cum văd ei lucrurile, despre faptul că sunt totuși oameni care au pasiuni, au o apetență extraordinară pentru cultură, pentru competiție. Singurul lucru care ne diferențiază este modul în care ne gestionăm simțurile. Și vreau să vă întreb, o întrebare comună, cum reușesc acești oameni să facă față provocărilor zilnice? Ce se dezvoltă la ei? Cum văd ei lumea? Cum percep totul? A, te uiți la mine să încep eu? Deci, la ambele. Bine, vă rog. Eu am sentimentul că de multe ori ca și cum i-ai arunca în apă. Sunt nevoiți să se descurce. Nu ai de ales. Nu ai tot timpul o persoană alături care să gătească în locul tău. Avem doamne în asociație care gătesc foarte bine, încă n-am, nu știu, cred că am să mă duc într-o bună zi nevăzătoare. Bucătărie, nevăzătoare complet. Am să mă duc într-o bună zi să le spun, lăsați-mă și pe mine o oră să văd cum gătiți. Aud chiar descriere, am făcut o salată, toate culorile sunt așa sau altfel.
Vă gândeați cum ar putea să fie lumea mai prietenoasă cu persoanele cu dizabilități? Cred că ar trebui să se pună în locul lor măcar 5 minute, 10 minute. Sunt un proiect, parcă. Sunt niște experimente prin țară cu cina în întuneric. La Botoșan nu l-am făcut, dar poate că ar trebui făcut și aici. Unii au crezut că e pentru nevăzători, dar nu. E pentru persoanele care n-au nicio problemă, care se duc la o cină, nu văd nimic, chelnerii au probabil niște lămpi cu infraroșu și reușesc să-i servească și atunci ajungi în întuneric și încerci să înțelegi cum se descurcă cred acei că oameni. Cred că ceva la ochi, la un moment dat ochii se obișnuiesc cu întunericul și tot zărește ceva. Probabil trebuie și legați la ochi. Deci e un proiect care a prins, a câștigat teren în, chiar în multe țări, nu doar la noi în România. Noi am mai făcut activități de Ziua Bastonului Alb, în alți ani am chemat pictori, de exemplu, într-un an a fost Liviu Șoptelea, Florin Grosu și Marius Rusu. I-am legat la ochi și i-am scos cu bastonul alb pe afară. Liviu Șoptelea a fost terorizat, mai ales că trebuia să traverseze o stradă și avea impresia că îi vin mașinile din toate părțile. Marius Rusu a făcut hai, că doar nu putea el să meargă fără așa ceva. Și l-am văzut, cred că Florin Grosu mergea degajat și l-am văzut că trece pe lângă o mașină care avea oglinda, ocolind-o. Glinda, am zis, măi, și-a dat puțin... Am înțeles. A trișat. Deci. A trișat, și, dar apare panica. Am mai avut recent un concurs, Imaginea ta contează, în care era o concurentă, se cheamă nevăzător și slab văzător. Cei care au gradul 2 de handicap, văd, dacă pot să meargă pe stradă, se descurcă cu greutate dacă au de citit un text, adică multe lucruri pe care noi le facem. Au o acuitate vizuală scăzută. Exact. Și era o probă, era de văzut asta, să meargă cu o carte braille pe cap, 10 metri, într-un anumit timp. Cele două concurente care erau complet nevăzătoare au mers cu maximă siguranță. În schimb, cea care era slabvăzătoare, am legat-o la ochi. Domnul Tupiluș era președintele național, era în față și îi striga să-i audă vocea și să vină spre el. Realmente, cred că nici vocea nu ajungea cum trebuie, fiindcă o lua câș. Se ducea într-o parte, tot spunea Monica în față, nu te du. Și panică, deci panică absolută. E vorba de compensare până la urmă. În momentul în care îți lipsește un simț, se dezvoltă celelalte. E firesc să fie așa. Iar pentru noi, dacă mă legi acum la ochi și mă trimiți acasă, e clar că va fi un calvar. Dar dacă aș fi persoană nevăzătoare, lucrurile ar fi mult mai simple, pentru că ar compensa celelalte simțuri, m-ar ajuta să mă și în special auzul, m-ar ajuta să mă descurc mult mai bine. Asta cu să fie mediul mai prietenos, să fie comunitatea mai prietenoasă, îți spuneam și mai devreme, cred că e un lucru care depinde de fiecare dintre noi. Trebuie să facem fiecare, pe unde suntem, că toți avem, oriunde ai lucra, la TV, în construcții, la teatru, la oriunde, într-un spital, oriunde ai lucra, poți face lucrurile prietenoase pentru toată lumea. Eu merg uneori la radio și trebuie să urc 6 etaje pe scări. Radioul e acolo unde e și evidența populației, ca să înțeleagă toată lumea. Văd dimineață, urcând pe scări, oameni foarte în vârstă sau persoane cu deficiențe locomotorii. Și asta mă revoltă aproape în fiecare dimineață când se întâmplă asta și aproape în fiecare dimineață vorbesc cu câte cineva de pe la administrație despre lucrul ăsta. Nu pot... cei care trebuie să păzească instituția respectivă, să-i lase pe toți să folosească liftul înainte de ora 10 când se deschide instituția cu adevărat pentru toată lumea. Și bieții oameni trebuie să urce 3 etaje, dar ar fi cam 6 pentru că e clădirea mai mare și nivelurile sunt mai înalte, mă rog. Oamenii trebuie să urce pe scări degeaba, câtă vreme există un lift. Nu e foarte complicat. Probabil că trebuie plătit un om în plus care să fie acolo lângă lift și să-i ajute. E o chestie care are doar un nivel pecuniar și atât. N-are nicio legătură cu demnitatea, cu umanitatea, cu prietenia. E o chestie care se rezolvă cu câțiva lei în plus la salariu pentru încă cineva. Sunt, eu știu, piese de infrastructură relativ ieftine, ușor de amplasat. Da, acolo nu vorbeam la treceri de pietoni, la praguri, să zicem, către restaurante.
către instituții publice. Câte vreme sunt mașini, adică... care se parchează exact acolo unde ar trebui. Uite, o mamă cu copil, o mamă care își poartă bebelușul în cărucior. Uneori nu poate să traverseze strada, nu poate să urce pe trotuar, să coboare de pe trotuar, pentru că exact în dreptul acelor zone prin care ar putea să treacă fără probleme e parcată câte o mașină. Asta nu are legătură nici cu banii, nu are legătură cu absolut nimic. Are legătură doar cu bunul simț și cu dorința de a fi empatic pentru ceilalți, că spațiile respective nu s-au făcut să ne fie mai ușor să coborâm din mașină. S-au făcut tocmai pentru ca o persoană nevăzătoare, o persoană cu deficiențe locomotorii, o persoană în fotoliu rulant, o mamă care și o mamă, un tată, un părinte care își ține copilul în bebelușul în cărucior să poată urca pe acolo, să-i fie simplu. Repet, sunt lucruri foarte mici pe care le putem face. De la a arunca chiștocul pe jos, ambalajul pe jos, petul pe jos, până la asta cu... Vă rog, folosiți liftul, vă văd că sunteți în vârstă. Copilul sau dumneavoastră aveți deficiențe locomotorii. E greu să urcați până la etajul ăla. Vă rog să folosiți liftul care e aici la doi pași și pe care îl puteți folosi absolut gratuit, că el oricum funcționează. Nici nu îl deschidem special pentru asta. Da, și știu că la un moment dat erau și acele semne în limbaj braille, parcă au apărut pe la instituții. Acum e obligatoriu, da. Bine, e obligatoriu la instituții, de exemplu, pentru persoanele cu deficiențe de auz, să fie angajat un interpret acreditat în limbajul mimico-gestual. Și un astfel de interpret trebuie să fie prezent pe la ședințe, în momentul în care o persoană cu deficiențe are treaba acolo, e legea asta schimba, nu? E ceva de și noi în Botoșani îl avem doar pe Daniel, exact. Care nu poate să fie și la judecătorie, și la primărie, și la teatru. Și... Sunt foarte puțini interpreți autorizați. Înainte erau niște cursuri care durau 6 luni sau un an, costau relativ puțin, având în vedere importanța acestor cursuri, dar acum aceste cursuri nu mai sunt acreditate și nu se mai fac deloc. Singura variantă prin care poți învăța limbajul mimico-gestual e să trăiești printre persoanele hipoacuzice și să fii autodidact, sau să mergi să faci un masterat la Pitești, cred, în cadrul unei facultăți teologice, dar s-ar putea să zic prostii. Știu că e acolo un masterat care învață, e printre cursuri, e și acest curs de limbaj mimico-gestual, dar așa cum îmi spunea doamna Ioana Tufar, profesoara mea de semne pentru spectacolul Eroine, dacă nu trăiești în comunitate, e foarte greu să înveți. E ca atunci când înveți o limbă străină. Dar nu tu înveți engleză foarte bine. Francez, care... Da. Da, da, da. Și când te duci acolo ai senzația că ei vorbesc chineză, că vorbesc complet altceva față de ce ai învățat tu. Pentru că e vorba de limba asta obișnuită, de cuvintele pe care le folosim în mod uzual. Am citit într-un articol că e încheiat un protocol cu Daniel Hliban. El va... transpune în limbaj mimico-gestual orice spectacol Teatrului Eminescu? Deocamdată doar pe acesta. Aha, pentru că deci doar atât. Deocamdată e singurul pe care îl face. Asta e problema. După că, am crezut că toate de acum înainte. Ar trebui să fie mulți interpreți mimico-gestual. Sunt spectacole care durează 2 ore și cum e vocitoarele, de exemplu. N-ar putea domnul Hliban să traducă în timp real spectacolul respectiv în limbaj mimico-gestual. E foarte greu, e foarte greu. Dar dacă vom găsi finanțare și vom înregistra pe domnul Hliban, pe alții pe care ni-i recomandă, că atunci când înregistrezi, te oprești, te mai odihnești, poți exact, să iei de la capăt. Atunci lucrurile, da. Să apară pe un ecran. Exact. Cum ar fi supratitrarea? Așa poate fi proiectat domnul Hliban într-o parte a scenei. Iarăși, e complicat și așa, dar e singura variantă care ar putea exista, pentru că trebuie să fii atent și la cel care îți spune în limbajul semnelor și la spectacolul de pe scenă. Și atunci tot nu înțelegi spectacolul făcând unele conexiuni, pentru că nu-l vezi tot cap coadă. Sunt lucruri care, evident, că la traducere se diminuează, dispar. Da, da. E o variantă, e o soluție. Încercăm să testăm genul ăsta de normalitate. Da, într-adevăr, o lume neprietenoasă pentru persoanele cu deficiențe înseamnă izolare, practic. Da. Vreau să vă spun, nu știu dacă erați în Botoșani atunci, am fost cu un grup de nevăzători la spectacolul Fluturii sunt liberi, erați? Eram în Botoșani, știu că s-a întâmplat asta, n-am fost în sală. Teatru încă era în picioare atunci și, nu știu, sălița aia de la etajul întâi, cum se chema, de marmură sau cum... Nu, în sala de marmură, sus, mai sus. Sala atelier. Sala atelier, da. Așa. Și a fost jucat pentru nevăzători și m-am uit și acum când mi-aduc aminte era domnul Petre, director, și a întrebat,
Dar cum o să descurce până la etajul întâi? Și am zis, domnule, papetele sunt nevăzători, nu au probleme ca locomotorii. Deci s-ar gândi că dacă nu văd, nu vor putea urca nici niște scări. Da, în fluturii este liber, e vorba despre un tânăr nevăzător exact. Și de asta... Deci și atunci a fost ceva, poate ar fi trebuit și atunci o autodescripție, pentru că erau anumite gesturi pe care le făceau, în mod normal ai fi râs, ei nu. Da, deci, da, da. Pentru că nu, e nevoie. Probabil și umorul și diferă. Că oricum el este subiectiv, umor. E evident. Asta e clar. Da, da, era gestica pe care nu o vedeau și atunci nu puteau să guste spectacolul întru totul. Da, dar ei sunt foarte să-l înțeleagă. Da, ei sunt persoane dornice, bă, deci sunt devoratori de cultură și sport. Uh-huh. Știu că la Asociația Nevăzătorilor erau tot felul de competiții, de la șah. Avem mai multe cupe de-a lungul anului. Exact. Și spunea Lidia în pauză, sau cine? Tu ai spus că se supără surdomuții pentru că de câte ori facem competiții comune, nevăzătorii îi bat. Și o zic, cum se poate? Nu văd și totuși îi bat. Câștigă la șah, da. Bun, surdomuții în schimb joacă fotbal, mă rog, mai joacă și nevăzătorii. Deci au alte zone în care se descurcă mai bine. Dacă suntem aproape de final, mai avem? Mai avem puțin. Puțin, bine, iartă-mă. Vreau musa să-i numesc pe colegii mei. 8 minute. Hai că mă relaxez, am timp în 8 minute să zic. Vreau musa să-i numesc pe colegii mei care vor duce greu joi seară, pentru că vreau să invit pe toți cei care vor să vadă un spectacol un pic diferit, toți cei care sunt dispuși să fie răbdători și empatici, să vină la Cinematograful Unirea, acolo unde va fi spectacolul Cerere în căsătorie, joi de la ora 17, cu Silvia Răileanu, Cezara Mitroaie și Radu Dragoș. Ei vor duce greul spectacolului pentru că mă vor auzi și pe mine. Va fi o seară importantă și complicată pentru ei și le mulțumesc din suflet că au acceptat genul ăsta de provocare. Sper să fie doar prima, am mai zis asta și mi-ar plăcea foarte tare să primim și feedback după acest spectacol și să ne spună oamenii exact ce au simțit și care a fost impactul evenimentului pe care încercăm noi să-l organizăm. Teatrul Mihai Eminescu e primul teatru din zona Moldovei care accesibilizează un spectacol al său. Bine, Cerere în căsătorie are peste 170 de reprezentații. Deci e clar că e un spectacol care s-a jucat foarte mult. E în regia lui Mihai Donțu, ca asta n-am zis, regretatul Mihai Donțu. Și ar trebui să facem în așa fel încât toate spectacolele teatrului și noi ne dorim, Teatrul Mihai Eminescu își dorește să devină primul teatru din zona Moldovei care are toate spectacolele accesibilizate pentru persoanele cu deficiențe de văz și auz. Și fără ca cineva să-și dea seama, asta este important. Așa, ar fi ideal, da. Ar fi ideal. Să nu facem spectacole, evenimente organizate, uite, într-o zi de joi, ci să fie spectacolele obișnuite ale teatrului. De weekend, da. Care ar putea fi un fel de matineu. Dacă aveți spectacole obișnuite sâmbătă și duminică. Mi-ar plăcea să nu fie diferit. Oricine să poată veni la teatru atunci când sunt programate spectacolele. Să nu fie special. Că nu e special. E pentru oamenii care fac parte din comunitatea noastră și care trebuie să fie primiți alături de ceilalți oameni la teatru. Noi toți împreună să stăm în sala de spectacole, să ne bucurăm de același spectacol oricând ne dorim împreună. Nu special pentru... Ați pomenit de feedback. Cred că ar fi foarte important pentru nevăzători ca după terminarea spectacolului să rămână cu actorii o jumătate de oră pentru o discuție. Să facem asta. Nu știu dacă va fi posibil, pentru că fiind în sala cinematografului s-ar putea să fie deja pe viitor, organizate alte aveți evenimente. În vedere. Da. Fiindcă feedback-ul va fi pe loc, atunci la cald. Da, și poate fiind pus în practică cu orice mijloace, că practic este ca o chestie de genul, nu ne-ați dat bani, ne descurcăm cu ce avem, până la urmă tot facem ce avem de făcut. Cererea n-a fost la autoritățile locale, să ne înțelegem. Așa. Adică noi nu vrem să demonstrăm, ține și de orgoliu, e adevărat, vrem să demonstrăm că se poate, trebuie doar să vrem, să avem răbdare și să avem un pic de empatie. Pentru că e greu și pentru Cătălin Bălăniu, care va fi colegul meu de la Sunet, și pentru domnul Eugen Vizitiu, care trebuie să stabilească o lumină specială, pentru domnul Hliban va fi un spectacol diferit și pentru doamnele care, plasatoarele din sală, care vor trebui să facă o muncă diferită. Pentru toată lumea e diferit spectacolul ăsta de joi. Pentru toți va fi prima oară. Dar
ne dorim să fie doar prima oară și nu un eveniment extraordinar pe care îl anunțăm, uite, și la TLM și ce minunat o să fie și atât. S-a terminat, am încercat incluziunea, ne-a ieșit sau nu, dar, mă rog, nu, dacă nu se mai întâmplă. Da, incluziune e un cuvânt, un cuvânt, da, ar trebui să fie o acțiune. Incluziune ar trebui să fie normalitate. Important este că se întâmplă și că până la urmă poate sensibiliza pe cineva. Poate da. Arăta poate că... fi de folos pentru viitoare finanțare. Exact. Dacă va fi despre un succes... Doamne ajută! Eu sper din suflet să se întâmple asta. Repet, nu pentru că teatru ar avea ceva de câștigat, ci pentru că ar avea de câștigat întreaga comunitate. Și e normal să fie ați câștigat așa. Spectatori. Da. E un câștig? Dacă e să luăm așa, persoanele cu deficiențe au acces gratuit în sala de spectacole. Deci iarăși nu e aplauzele. Nu are asta exact pentru aplauze, pentru energie, pentru bucuria de a fi împreună toți. Comunitatea înseamnă și persoane cu deficiențe. Și atunci de ce să nu fim împreună dacă lucrurile sunt relativ simple? Sunt câteva, repet, pentru colegii mei va fi foarte greu să faci descrierea narrativă a spectacolelor, iarăși nu e foarte simplu. Sunet, lumini, e complicat, dar putem face asta. Nu e o chestie ieșită din comun atât de tare încât să zici, mamă, am cărat Sisif, am încercat să urc piatra aia și n-am reușit. Se poate, trebuie doar să ne dorim. Am înțeles. Pe final de emisiune vreau să vă întreb, eu știu, care ar fi cea mai mare provocare pentru persoanele cu deficiențe senzoriale? Cea mai mare, că vorbeam de trecut străzi, vorbeam de... La Botoșan, care ar fi cea mai mare provocare? Cea mai sensibilă chestiune? Dacă ar fi să ne gândim. Mie, de exemplu, din ce am vorbit noi până acum, treaba asta cu traversatul mi se pare cea mai aiurea. Din ce punct de vedere? Nu toate trecerile de pietoni sunt prevăzute cu... Nu, sunt puține. Sunt puține. Cu acele denivelări, să zicem, sau acele instalații speciale. Pe de altă parte este vorba de parcatul aiurea, care poate să blocheze o trecere de pietoni. Și un nevăzător nu are cum să vadă acea mașină. Se așteaptă să aibă culoar. Da, bine, trecere. Are bastonul, dacă ea are însoțitor. Eu cred că independența este cea mai mare problemă. Independența, să le oferi oamenilor posibilitatea să-și trăiască viața așa și cum și-o doresc. Aici, da, exact. Să-și găsească locuri de muncă, să poată merge singur la cumpărături, să meargă la spectacolele de teatru pe care își doresc să le simtă din sala de spectacole, să poată ieși în oraș cu partenerii lor, să-și găsească partenerii cu care să iasă în oraș. Da, interesant. Eu cred că provocarea e legată de o schimbare de mentalitate a semenilor. Deci dacă semenii vor învăța să-i privească altfel, le va fi mult mai ușor. În orice domeniu. Am înțeles că de acolo, într-adevăr, vine și eliberarea trecerii de pietoni. Vine exact. și un ajutor dacă apare acea bilă de beton. Adică cumva lucrurile se așează. Inclusiv, eu știu, agenții economici care vor avea, eu știu, business-uri friendly pentru persoane cu diferite tipuri de deficiențe, de la rampe până la povestea asta cu rampele, doar știm că este vechi. Da, da. Unele sunt impracticabile. Și adică... găsirea unui loc de muncă e o mare provocare, dar asta e cam ipotetică. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Îmi doresc foarte mult ca mentalitățile să se schimbe și să vină în ajutorul tuturor membrilor comunității. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.